Bună dimineața, începem o nouă zi cu energie frumoasă și informații utile aici, la Părinți la Fix, unde alături de specialiștii noștri vom afla ce putem face dacă bebe nu vrea să doarmă singur, cum creștem copii încrezători și care este rolul tatălui în dezvoltarea lor emoțională și avem și o invitată talentată care o să vă uimească. Așadar, să înceapă emisiunea. Astăzi vom aborda un subiect comun, dar provocator. Copilul care nu vrea să doarmă singur. Și vom discuta despre cauzele acestui comportament și vom oferi sfaturi practice pentru a ajuta copiii să se simtă confortabil și în siguranță în propriul lor pat, astfel încât întreaga familie să se bucure de un somn liniștit. Patricia Ferenc, consultant în somnul copiilor, ne dă toate detaliile. Bine te-am găsit, Patricia! Bine v-am regăsit și eu. Mulțumesc pentru invitație. Uf, toți părinții trec prin faza asta. Nu știu dacă este vreun părinte care să spună, da, domnule, copilul meu a dormit în pat singur încă de când l-am așezat din prima zi de viață până când, uite, s-a făcut toddler și așa mai departe. Da. Dar trebuie să înțelegem așa, nu, că sunt niște etape. Unele se pot permanentiza și aici este capcana în care cad părinții, dar hai să vedem așa cam care ar trebui să fie normalul când vorbim despre somnul copilului și pătuț. Normalul ar fi așa cum începem să învățăm copilul încă din primele luni de viață. Dacă învățăm copilul să-l legănăm la fiecare somn, să-l plimbăm cu căruciorul, cu mașina, ore întregi în tot orașul să facem ture, practic el va dori să facă asta înainte de fiecare adormire, pentru că nu știe să adormă altfel. Și atunci o să ajungem în punctul în care după câteva luni o să zicem suntem epuizați, nu mai pot, copilul meu nu doarme, trebuie să facă ture în tot orașul și eventual să nu prind multe semafoare la roșu pentru că se trezește dacă opresc mașina. Dar știi că mulți părinți zic așa, că el așa e el. Așa, da. Așa doarme el, n-am ce să-i fac, nu? Că așa, doar așa doarme. Da, de fiecare dată spun că oamenii mici sunt așa cum sunt oamenii mari, așa cum îi formează oamenii mari. Și aici nu doar de somn, mai târziu și cu diversificarea și cu multe alte lucruri. Deci, practic, copiii sunt așa cum îi învățăm să fie. Eu am un principiu la asta, da. Dacă nu știe, nu există, nu? Exact, exact. Acum, sigur, e puțin de muncă în ceea ce privește cum adormim copilul. Sigur, sunt momente în care copilul are nevoie să fie adormit în brațe, are nevoie să aibă somnuri de contact, mai ales în primele luni de viață. Dar ulterior, încet, încet, cu grijă și cu îndrumare, putem urmări ritmul copilului și putem, cu o rutină de somn adecvată, cu un mediu de somn corespunzător, putem să facem pașii către tranziția unui somn în pătuț. În primele luni, în ce mi-aduc aminte, primele 3 sau 4 luni, copilul vrea să te simtă pe tine ca mamă, da? Exact. Și vrea și să doarmă important. Pe tine. Și atunci e ok să lăsăm să doarmă sigur. Pe tine, da? Sigur. Bine, îl punem sigur. Apoi în pătuț. Sigur. Dar e important. E foarte important să facem aceste somnuri de contact, sunt recomandate. Practic, primele luni sunt primele luni de acomodare ale copilului cu noul mediu și primele luni de acomodare și pentru părinți în noul rol. Știi cum e? Cumva zicem, gata, suntem pregătiți, abia așteptăm în ultimele săptămâni, nu mai avem răbdare când da. O să vină, pentru că nu știm exact data. Și ulterior ne trezim într-o poveste care e total departe de povestea pe care ne-am imaginat-o și total departe de filmele de pe Netflix. Lipsa somnului este chinuitoare exact, pentru părinți și, în primele și se adună luni. Și da. Atunci părinții trebuie să conștientizeze că dacă pentru ei se simte lipsa somnului atât de greu, oare cum se simte pentru un copil de câteva luni lipsa somnului sau un program neadecvat vârstei. Și tocmai de aceea trebuie să facă niște pași și să apeleze poate chiar și la consultanță de specialitate pentru îndrumare, pentru că copiii nu dorm atunci când vor fi obosiți, ci din contră atunci când vor fi obosiți, vor fi suprastimulați și somnul va veni mai greu. Deci asta lasă-l mamă că va dormi, el nu te mai chinui când va fi obosit, o să vezi ce bine doarme. De fapt este cumva reversul medaliei și cu cât este mai obosit, cu atât somnul va fi mai întrerupt, de mai scurtă durată, nopțile vor fi mai grele,
zile cu mai multe treziri și adormirile vor lua și mai mult timp. Asta este valabil și pentru noi, dacă stăm să ne gândim că suntem foarte obosiți și vrem să adormim, avem senzația aia de somn, dar nu putem să adormim sau dacă adormim ne trezim foarte obosiți după. E același lucru, nu? Exact. Mai există niște perioade în viața bebelușului, regresiile, da? Și mai sunt tot așa, din pricina asta mai este anxietatea asta de separare, când copilul vrea să stea lângă tine și atunci simte când îl pui în pătut, se trezește, tu ca mamă ești epuizată și faci greșeala, în ghilimele, să-l iei în pat lângă tine și aici se rupe filmul. Da, asta se întâmplă în general în situațiile în care copiii nu știu să adormă independent și practic mamele se așteaptă că hai că de astăzi voi începe să-l pun în pătuț și nu merge așa, trebuie consecvență ca în orice lucru pe care îl facem, atât pentru oamenii mari cât și pentru oamenii mici. La fel e și cu diversificarea, în momentul în care o începi, începi cu pași mici, dar dacă el nu mai mănâncă morcovul sau ce i-ai dat acolo, nu înseamnă că nu-i mai dai niciodată și ai renunțat, dar încerci în fiecare zi să-i dai ceva și să faci pași către momentul diversificării. La fel e și cu somnul, trebuie să avem o perioadă de 2-3 săptămâni în care zilnic începem să facem aceleași lucruri, de la rutină până la modul la care adormim copilul. Nu facem o dată de două ori, vedem că copilul protestează, este normal, a fost învățat timp de un anumit număr de luni să doarmă într-un fel, legănat, plimbat, alăptat și așa mai departe și brusc avem așteptarea de la el ca în două zile să știe să doarmă singur în pătuț, după informațiile pe care noi le-am citit pe internet, eventual facem un mix de informații și zicem, gata, pentru copilul meu nu funcționează. Funcționează în 99% din cazuri atâta timp cât avem o consecvență a programului și atâta timp cât avem grijă la rutină și la mediul de somn. E foarte important când începem rutina de somn și e foarte important ce facem în momentul rutinei. Hai să vedem cum formăm rutina de somn, astfel încât să nu avem aceste perioade despre care noi vorbim. În primul rând trebuie să începem rutina de somn la timp și aici la timp înseamnă diferit în funcție de vârsta pe care o are copilul și trebuie să urmărim copilul, pentru că copilul ne va spune de fiecare dată când este momentul de somn, dacă suntem atenți la semnalele pe care ni le dă. Hai să vedem. În general, până la vârsta de 4 luni, îi se înroșesc sprâncenele, punem mânuțele foarte des la urechi, la ochișori, da? Cască, începe să caște, cumva de la când ajunge la al treilea căscat, deja copilul este extrem de obosit și ar trebui să fie deja în pătuț, da? Deja ar fi trebuit să începem rutina, da? Și trebuie să ne urmărim copilul. Cât timp are nevoie copilul meu să adormă? Așa cum un om mare are nevoie, unii adorm în 5 minute de la momentul la care s-au așezat în pat, alții au nevoie de un sfert de oră până când intră în starea de somn, da? Așa sunt și oamenii mici, au nevoie fiecare de un anumit timp și atunci trebuie să vedem cât timp are nevoie copilul meu să adoarmă. Și dacă știm că are nevoie de 20 de minute și știm că trebuie să adoarmă la ora 9, atunci la ora 8:40 începem rutina. Și ce înseamnă rutina asta? Înseamnă practic niște obiceiuri, prin care, niște semnale prin care transmitem copilului nostru că vine momentul de somn, da? Facem întuneric în cameră după două luni. Întuneric înseamnă întuneric beznă, pentru că nu vrem ca copilul nostru să aibă alt stimul, da? Să-l distragă din momentul de somn. Vrem ca să iasă din toată starea de stimulare pe care au avut-o în perioada de veche și cumva să-i inducem starea de somn și de liniște, da? Și atunci facem întuneric beznă, încercăm să-i cântăm un cântecel de leagăn, să-l liniștim, da? Practic să-l pregătim pentru momentul de somn. Pentru că dacă noi știm că el trebuie să adormă la ora 9 și are 20 de minute timp în care el trebuie să intre în starea de somn și noi începem la 9 să facem rutina, deja ai ratat fereastra aceea optimă de somn, cum îi spunem noi, și intră într-o stare de supraoboseală, va plânge mai mult, se va frustra mai mult și vei spune, nu vrea să doarmă, nu e suficient de obosit sau pur și simplu el nu vrea să facă 3 somnuri câte are conform vârstei, poate să facă doar 2 și atunci pe acelea 2 pe care le are le va face de 30 de minute și vei spune, nu doarme decât 30 de minute. De ce? Pentru că el practic acele 30 de minute reprezintă efectul unui program de somn neadecvat vârstei. Da, și așa cumva îl ajutăm și pe el atunci când își formează ritmul acela circadian, să lege ciclurile de somn. E foarte important că ei dorm în reprizele astea scurte și atunci se întâmplă o minune la un moment dat și leagă ciclurile de somn și tu ca adult poți să dormi și tu în sfârșit 4, 5, 6, 7 ore legat. Chiar tot o noapte, după o anumită vârstă, dacă avem un program optim de somn. Ce se întâmplă? Atâta timp cât copilul este dependent de un factor extern sau de o anumită persoană ca să poată adormi, la fiecare ciclu de somn, și asta înseamnă după fiecare 30-40
30 sau 50 de minute, copilul se trezește. Și te caută. Caută același mod de readormire, da? Și atunci de aceea sunt copii care, dacă îi legănați din nou, dacă îi plimbați din nou sau dacă mișcați un pic căruciorul pentru că așa a adormit, el va readormi. Da. Altfel se va trezi, iese din starea de somn pentru că nu este în același loc. Se întâmplă ca la oamenii mari, adică dacă noi ne-am trezit în mijlocul nopții în alt loc decât patul în care am adormit, ne vom întreba, ok, cum am ajuns aici? Da? Dar nu plângem, nu protestăm și cumva, dacă găsim drumul înapoi spre pat, reușim readormire. Dar toți ai stricat somnul. Da. Da? Așa se întâmplă și pentru oamenii mici. Cum îl dezvățăm să nu mai fac să fac aceste asocieri de somn? De exemplu, dacă avea pe mami lângă el și mami la dormea sau sugea ca să doarmă sau, mă rog, ce asociere avea, cum îl dezvățăm și să doarmă singurel din nou în pat? Aici recomand 100% suportul unui consultant în somn, pentru că este protestul copilului pe perioada dezvățării. Depinde de fiecare copil. Unii protestează mai puțin, alții puțin mai mult în momentul în care încercăm să dezvățăm și să scoatem un obicei negativ, respectiv de a adormi și de a depinde doar de mama care este blocată toată ziua, nu stă decât în pat, nu poate să facă absolut nimic pentru că stă de somnurile copilului. Și atunci un consultant ajută pentru că, practic, învățarea adormirii independente reprezintă alinierea programului de somn, mese și activități. Deci nu înseamnă doar când punem copilul la somn și cum adorme copilul, ci înseamnă un program în cele 24 de ore alinia nevoilor lui de somn, înseamnă monitorizarea programului într-un jurnal al somnului, astfel încât să observăm copilul pe care încercăm să-l dezvățăm de adormitul alăptat, ce nevoie de somn are în 24 de ore, care este perioada în care el adoarme, când face somnurile cele mai bune și așa mai departe. Și atunci ai nevoie de un consultant, pentru că altfel, în peste 90% dintre cazuri, părinții încearcă singuri și ulterior ajung tot la un consultant pentru învățarea dormirii independente, doar că lucrul cu consultantul la momentul respectiv va fi mai greu, pentru că copilul deja a protestat foarte mult, da? Deja are câteva zile în care el nu mai înțelege exact ce se întâmplă cu momentul somnului, pentru că acum câteva luni mă legănai la toate somnurile sau adormeam în momentul în care eram alăptat, acum vrei de la mine să adorm în pătuț, nu ai reușit și acum vii cumva cu alte metode pe care le ai agreat cu consultantul, dar cumva eu sunt într-o ceață continuă pentru că nu mai înțeleg mesajul pe care tu vrei să mi-l transmiți. Așa este și mai e un pas important pe care trebuie să-l facem. La un moment dat, nu mai țin minte exact 6, 7, 8 luni, nu mai știu exact perioada, să-mi spui dacă este așa, trebuie să-i scoți masa de noapte, adică el să nu mai bea lapte în timpul nopții ca să nu se mai trezească și așa să doarmă. E adevărat, nu? Asta cu trebuie, în general, lăsăm copilul să regleze inclusiv mesele de noapte și sunt foarte mulți copii care, odată ce am reglat somnul, elimină singur masa de noapte, practic nu se mai trezesc. Și, în general, copiii care au foarte multe mese de noapte, adică am avut cazuri în care copiii la una jumate sau doi ani aveau 3-4 biberoane pe noapte, ceea ce era enorm de mult, se întâmplă din nou ca la oamenii mari. Atâta timp cât în timpul zilei nu ții numărul de calorii de care corpul tău are nevoie, recuperezi pe parcursul nopții. Și atunci un copil care mănâncă atât de mult noaptea, nu mai mănâncă ziua. Iar trebuie să vedem în primul rând dacă trezirile astea de biberon sunt necesitate sau sunt obișnuință. Da? Pentru că dacă sunt obișnuință, trebuie să le eliminăm. Dar le eliminăm prin reglarea acestui program despre care am menționat mai devreme, mese, somn, activități. Da? Mai e o chestie, că trebuie să, ghilimele, obosești copilul în timpul zilei ca el să doarmă bine noaptea. E adevărat? Da, trebuie să-i consumi energia. E adevărat. Tocmai de aceea este indicat ca în prima parte a perioadei de veche să exersăm foarte mult noile achiziții pe care le are. Pentru că dacă nu facem asta, el le va exersa noaptea. Da? Se va trezi și va aminti, uite, știu să mă ridic. Și va face 20 de ridicări în pătuț sau atâtea câte are el nevoie. Știu să merg sau știu să deja să aud anumite cuvinte sau să vorbesc. Exact. Sunt perioade
modele acelea de, da, de salturi mentale, exact, în care copilul se trezește pe la 2-3 dimineața așa și, da, începe și vorbește singur sau îți vorbește, exact, sau își aduce aminte el cine știe ce l-a impresionat în timpul zilei, exact, și ține, exact, neapărat să-ți povestească aceste lucruri. Exact, da, exact. Și atunci să eliminăm lucrurile astea, trebuie să exersăm foarte mult în prima parte a perioadei de veghe. Ce înseamnă asta? Înseamnă exact în prima parte a momentului de când copilul s-a trezit, dacă a avut un somn de bună calitate. Asta înseamnă undeva un somn peste o oră sau minim o oră, da? Și atunci să exersăm tot ce înseamnă achiziții noi și practic să consumăm din energia pe care a acumulat-o. Pentru că dacă nu facem asta și ne ducem spre a doua perioadă de veghe, adică undeva mai aproape de momentul la care va începe somnul, vom avea deja un copil cumva obosit și va fi greu să exerseze rostogolirea, va fi greu să rostogolească, să exerseze mersul de a bușulea sau orice altă achiziție pe care o are la momentul respectiv. Da, trebuie să obosim copilul, dar nu trebuie să-l suprastimulăm. Da? Nu trebuie să spunem, a, nu face somnul pentru că nu este suficient de obosit. Atâta timp cât știm că în funcție de vârsta la o anumită perioadă de veche, există nenumărate studii care dovedesc faptul că copilul, în funcție de vârstă, are nevoie de anumite somnuri. Așa este, și plus că somnul, știi prea bine că este un bun reglor și ajută, da, la creștere, la stimularea hormonului, exact, de creștere, că așa se zice că, exact, dacă cei mici dorm mult, înseamnă că și cresc în timpul, da, acela, adică sunt multe, multe sănătoși beneficii. Sănătoși cresc în primul rând, da, pentru că ajută foarte mult și regenerare, imunitatea, și da, foarte mult, și avem niște copii sănătoși din toate punctele de vedere, nu doar fizic, ci și emoțional, pentru că un copil care este odihnit este un copil care va face mai puține tantrumuri, un copil care va face, care va avea achiziții la timpul la care trebuie să aibă achizițiile respective, este un copil mai vesel, mai dornic de comunicare și mai dornic de socializare. Și noi la fel, dacă dormim, exact, și suntem odihniți, cât energie avem, exact, și cât chef avem să facem tot felul de lucruri, e același lucru. Foarte frumoasă discuția, îți mulțumesc mult pentru toate detaliile acestea minunate. Există viață și după naștere, da? Există, da, se poate există, dormi se bine, poate, se dar poate. Trebuie să fim atenți, da, la semne și uite, bine că existați, că sunteți alături de părinți și puteți să le faceți viața mai ușoară. Te invit să rămâi alături de noi pentru că avem rubrica noastră Știrile Părinților și aducem informații calde. Vorbim despre presiunea părinților, cum afectează sănătatea copiilor. Studiile recente arată că mulți părinți își impun copiilor o presiune excesivă pentru a performa la școală și în alte activități. Această presiune poate duce la anxietate și depresie la copii. Echilibrul între încurajare și presiune excesivă este esențial. Părinții ar trebui să se concentreze pe efortul depus de copii și să fie atenți la semnele de stres sau disconfort emoțional. Presiunea excesivă poate avea consecințe negative asupra sănătății mentale și fizice a copiilor, incluzând anxietate, depresie și riscul de accidentare. Este important ca părinții să promoveze un echilibru sănătos între performanță și bunăstare emoțională și să evite să-și proiecteze ambițiile personale asupra copiilor lor. Și auziți aici o știre amuzantă, o modalitate inedită de protest. Oi, ați auzit bine, oi, înscrise la clasă pentru a evita închiderea școlii. Se întâmplă în Franța, în fața amenințării de închiderea școlii copiilor lor din cauza lipsei de elevi, un grup de părinți a găsit o soluție inedită. Au înscris 4 oi la școală. Această mișcare creativă a fost o reacție la cerința Ministerului Educației din Franța de a avea un număr minim de 98 de elevi pentru a menține funcționarea școlii. Părinții și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa de răspuns din partea guvernului și au decis să folosească absurdul pentru a combate o decizie considerată absurdul. Președintele Asociației de Părinți a explicat că inițiativa a fost un mod de a atrage atenția asupra problemei și de a sublinia că elevii nu sunt doar cifre pe hârtie. Și uite așa, oile au fost înscrise la școală cu nume, prenume, o dată de naștere fictivă și au fost prezente la curtea școlii cu o pancartă de bun venit. Această acțiune a avut un impact puternic, atrăgând atenția presei și a autorităților. Bine, după ce s-a terminat modalitatea aceasta de protest, oile împrumutate de la crescători locali s-au întors la fermele lor după ce mesajul a fost transmis și cred că s-au întors mai inteligente așa și mai literate. Mai avem o știre, libertate și dezvoltare, activități gratuite pentru copii.
într-o perioadă în care cheltuielile lunare pentru cursurile extrașcolare pot pune presiune pe bugetul unei familii, părinții, uite, au o alternativă, o varietate de activități gratuite disponibile în cadrul instituțiilor de stat din toate județele. Acestea includ cursuri de dans, informatică, creație literară, sporturi, precum fotbalul și tenisul de masă, precum și domenii artistice, cum ar fi muzica, pictura și teatrul. Cursurile și activitățile sunt disponibile pentru copii începând de la vârsta de 5 ani și pot fi urmate până la terminarea liceului. Înscrierile pentru aceste activități sunt în plină desfășurare, iar părinții sunt încurajați să profite de această oportunitate de a-și înscrie copiii într-o varietate de cursuri, fără costuri suplimentare, așa că informați-vă acolo în județul în care sunteți și puteți să mergeți cu cei mici și să-i lăsați să descopere o varietate de cursuri. Mulțumesc tare mult, Patricia! Mulțumesc și eu! Mai vii la noi, da? Da, sigur, mai sigur! Mai povestim așa frumos, sigur. Da? Relaxat la Părinți la Fix. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim! Aflăm în cele ce urmează cum putem sprijini copiii în construirea încrederii în sine și care este rolul crucial al tatălui în dezvoltarea lor socio-emoțională. Andrei Ionel Mocanu, psiholog cognitiv-comportamental, ne va oferi strategii pentru încurajarea independenței și siguranței de sine, evidențind în același timp impactul pozitiv al implicării active a tatălui în viața de zi cu zi a copilului. Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Mulțumesc de invitație! Îmi place tare mult subiectul acesta pentru că se tot vorbește despre mame și foarte bine că se vorbește, dar hai să vorbim și despre tați, că doar copilul acela poartă 50% material genetic de la tine și 50% material de la mamă, nu? Exact. Așa că trebuie să fiți prezenți amândoi. Echilibrul copilului este dat de cei doi piloni. Mama și tatăl. Și atunci, în momentul în care tatăl este mai puțin activ, implicat în viața copilului, deja echilibrul nu este așa cum ar trebui să fie. Așa. Mai avem un echilibru, de fapt. Așa este. Dacă ar fi să ne uităm la acești doi poli, da? La mamă și la tată, cu ce vine mama în relația cu cel mic și cu ce vine tatăl în relația cu cel mic? Care sunt rolurile fiecărui părinte? Tatăl vine întotdeauna mai activ pe partea de joacă, de activități, de a face lucruri cu cel mic, pe când mama poate se duce mai mult în zona aceasta emoțională, de nevoi, de dorințe, de grijă, de să-i fie bine și așa mai departe. Chiar dacă par două lucruri, să zic, total separate, ele se completează foarte bine, pentru că tatăl, prin activitățile lui în zona aceasta de fizic, nu știu, bătut cu perne, trântit în pat, gâdilat, ridicat și așa mai departe, poate să conducă jocul în zona aceasta de dezvoltare a abilităților socioemoționale. Asta odată dacă o face ghidat, dar inclusiv prezența tatălui în anumite activități, nu știu, dacă mă leg de activitățile extrașcolare, faptul că merge cu el, nu știu, la dansuri, la sporturi și așa mai departe, îi oferă copilului mai multă încredere. Da, am pe cineva de încredere cu mine, care mi oferă siguranță, mă simt sigur pe mine și atunci îmi este mult mai ușor să interacționez cu cei pe care îi întâlnesc acolo. Deci simpla prezența tatălui deja oferă mai multă încredere copilului pentru a-și dezvolta abilitățile sociale și pentru a interacționa corespunzător cu cei din jur. Mă gândesc la, pentru că ai spus că tatăl este acolo, îl zmotocește, îl ia la aruncă, ai văzut că tații au alt stil de a se juca cu cei mici și atunci mama ar trebui să învețe, să se dea un pic la o parte atunci când tatăl interacționează cu cel mic și să nu stea tot timpul să zică, aole, lasă-l un pic, lasă-l mai ușor, stai să nu-l lovesc, stai să nu-l scap și așa mai departe, nu? Ar trebui să facem asta. Tocmai aici avem de lucrat, ca fiecare să accepte diferențele celuilalt. Știi, tu ești mai caldă, mai blândă, vorbești frumos cu el, poate uneori eu mă joc, sunt mai smucit și atunci îl învăț altceva și vin cu alte lucruri. Chiar dacă lucrurile acestea pot părea periculoase la un moment dat, o să cadă, o să se lovească și așa mai departe, dar și situațiile acestea, dacă se întâmplă, au un rol, da? Copilul învață ceva. Data viitoare va fi mai atent când se va urca, va fi mai atent când va arunca cu ceva în joacă spre tatăl lui. Și atunci îl învățăm să fie atent la lucruri la care, dacă nu le expunem, nu are cum să inclusiv fie atent. În parc, adică dacă el vrea să se ducă la locul de joacă și să experimenteze, să se urce, să se dea pe tiroliană, să sară pe trambulină, să se ducă pe cel mai înalt topogan, la fel, lasă-l cu tati, că știe tati ce face, nu? Adică ar trebui să-l investim cu încredere pe tati. Da, pentru că, uite, apropo de ce spui tu, în situații de genul acesta, mami va fi cea care spune, ai grijă, nu te du acolo, pe când tatăl este cel care oferă încurajări. Hai că poți, urcă-te, sunt aici, te descurci. Și atunci copilul prinde mai multă încredere și va atinge acel lucru de care este lui teamă. Asta nu înseamnă că tații nu au și ei o latură sensibilă, nu? Adică latură care trebuie scoasă cumva la suprafață în anumite situații, pentru că nimeni nu este
perfect, chiar dacă pentru copiii uneori tații pot părea acei supereroi de neînvins și de neatins, tații cu siguranță au și ei în anumite situații anxietăți, îngrijorări, temeri, care e bine, e sănătos să fie scoase la suprafață pentru cei mici. Pentru că le normalizăm cumva și ei simt emoțiile astea, înseamnă că e normal și eu să le simt în anumite situații. Dacă îți vezi copilul că este mai introvert, da? Sau mai retras, sau poate nu este ca alți băieți, că îi faci sau alte fete, faci comparații, nu, normal. E, atunci cum faci tu pași către copil și cum pui bazele acestei încrederi și încă din primul an de viață, că nu trebuie să așteptăm să facă 3-4 ani? Uite, am început discuția cumva pornind de la ideea aceasta de model, de cum sunt eu. În primul rând, eu ca tată trebuie să-i arăt copilului ce înseamnă a fi încrezător, a avea încredere în tine. Și aici vin la pachet cu experiențe pe care eu le-am avut, da, și care au fost dificile și prin care eu am trecut, arătându-i copilului ce am făcut, care a fost pregătirea mea. Da, uite, m-am dus odată, am avut emoții, nu m-am simțit confortabil, am stat într-un colț, am acceptat că nu mi este confortabil și că mi este teamă, dar nu am renunțat. M-am dus și a doua oară și a treia oară, astfel încât copilul să vadă că tatăl a simțit lucruri de genul acesta, a avut reușite și cu siguranță a avut și eșecuri pe care și acestea sunt binevenite și este important să fie scoase la iveală. Și mie mi s-a întâmplat să nu mă descurc într-o anumită situație și să-i povestesc copilului. Deci este foarte important cumva ca tatăl să fie model, să-i povestească copilului din reușite, din eșecuri și să nu împingă copilul. Că de fapt, atunci când vedem că, nu știu, al nostru este un pic diferit față de ceilalți, da, avem tendința să-l împingem. Și chiar vorbeam recent cu cineva care tot îmi spunea când să împing copilul. Și am spus că nu există un moment în care să împing copilul. Eu trebuie să fiu suport pentru el și să-l ajut să se simtă în siguranță, ca el să se împingă singur în anumite situații, atât cât poate, cât își permite el emoțional să facă treaba respectivă. Deci, de reținut, nu împingem copilul, îl susținem, facem mici pași. Da, uite cum se leagă discuția, că treaba asta cu mici pași, exact. Este un alt obiectiv important. Facem mici pași atât cât ne permite copilul. Da? Sunt niște etape în dezvoltarea copilului când el ar trebui cumva să se desprindă de mamă și să se apropie mai mult de tată. Acum eu, de exemplu, vorbesc din perspectiva de mamă de băiat, dar să-mi spui dacă este la fel și cu mamele de fete, dacă este diferit. Uh-huh. Adică tu ca mamă, ca să nu-l cocoloșești pe băiatul tău și să-i dai încredere în sine și să-l faci independent, ar trebui să faci un pas în spate și să-l mai lași să stea și cu tati, nu știu, la 9 ani, la 12 ani, la 16 ani și așa mai departe. Zim dacă și pentru fete e același lucru sau cum se bazează relația asta între fată și tată? Sigur că sunt activități preferate. Copilul va face anumite activități cu tati și anumite activități cu mami. Este important ca noi să cunoaștem cumva punctele acestea, să zic, de atracție pentru copil și să le menținem în mod constant, în mod regulat în viața noastră. Spre exemplu, eu voi repara cu ea de fiecare dată când se strică o jucărie, mami va face de fiecare dată cu ea prăjituri sau invers. Dar important e să știm când intervenim în viața copilului și cu ce activități. Pentru că, deși uneori poate părea că fetița este mult mai lipită și mult mai atrasă de tati, da, așa se spune, așa, nu? Fetele sunt cu tații și băieții cu mamele. Da, sunt cu tații până la durere. În momentul în care mă doare ceva și am o suferință, răspunsul sau strigătul fetiței va fi mami. La mama, da. Și acesta este un lucru pe care și eu l-am testat, pentru că intenționat, doamne, ai nevoie de ajutor, vrei să vin eu? Nu. Vreau să vină mami. Da. Da? Și cu toate că știu clar că avem o relație foarte bună și că ne jucăm și că ne distrăm, dar eu rămân acolo, în zona aceea. Exact. Siguranța atunci când mă doare sau simt teamă, este mami. Da, și pentru băieții e același lucru. Și pentru băieții este același lucru. Așa este, da. Ce trebuie să facem, uite, dacă suntem în public și copilul poate trebuie să susțină o serbare și poate că nu toți copiii au capacități așa artistice, că nu toți trebuie să fim artiști și trebuie să fim speaker și să avem carism în public și așa mai departe. E, atunci dacă intervine tracul sau dacă el știa tot ce avea de știut și atunci s-a blocat
Ce faci tu, uite, ca tată, de exemplu? Uite, două lucruri mi-au venit în minte. Primul dintre ele este acela de a normaliza eșecurile. Eșecurile fac parte din viața noastră. Eșecurile sunt niște contexte de învățare sau niște, habar n-am, niște cărămiți pe care călcăm pentru a ajunge pe partea de succes, de reușite. Este important să le scoatem în evidență, să le discutăm și să vedem ce putem să învățăm diferit pentru data următoare din situația aceasta. S-a întâmplat astăzi aici. Eu sunt mândru de tine că ai fost pe scenă, că ai reușit să te uiți în ochii noștri și că ai văzut toată mulțimea din fața ta. Da? Asta o dată, de a discuta despre eșecuri și de a le accepta. Doi, este foarte important să pun accent pe partea de efort, nu neapărat de reușită. Faptul că ai fost în fața celorlalți, chiar dacă nu ai zâmbit, chiar dacă te-ai bâlbâit, pentru mine este important că tu ai reușit să gestionezi emoția și să fii în fața celorlalți. În momentul în care pun accent pe efort și mai puțin pe reușită, copilul se va simți confortabil pentru că vede că perseverența, munca contează mai mult decât rezultatul final. Așa este. Și vorbeam mai devreme de un alt factor important, pașii mici. Da? Să ne stabilim obiective realiste, că de asta și companiile mari recomandă să ne stabilim obiective realiste. Și atunci învăț copilul să împărțim o sarcină mare. Ok, s-ar putea să te bâlbui pe scenă. Hai să vedem care e obiectivul nostru. Eu pentru ieșirea aceasta îmi doresc ca tu să fii în față și să-i privești pe ceilalți. Chiar dacă te încurci, nu este nicio problemă. Eu sunt aici și sunt mândru de tine. Asta facem prima dată, facem și a doua oară, stabilind obiective pentru fiecare întâlnire în parte. Da? Ai reușit, ai fost în față, de data aceasta îmi doresc ca măcar o parte din poezie să încerci să te concentrezi și să o spui tare, mai tare. Dar dacă, nu știu, jumătate, trei sferturi ai șoptit-o și n-a fost auzită foarte bine de cei din sală. Este important să ne stabilim obiective mici pentru că astfel ei ajung la reușite mai ușor. Sunt mai motivați și își clădesc cumva încrederea în sine. Andrei, avem o rubrică foarte faină aici, se numește Întrebările părinților, așa că ți-am pregătit și ție o întrebare. Hai să vedem despre ce este vorba. Cum înțelegem ca părinți efectele încrederii în sine a copiilor? Cred că le măsurăm datorită rezultatelor. Da? Pentru noi încrederea înseamnă rezultat, dar de fapt încrederea nu înseamnă rezultat, ci înseamnă efort, apropo de ce povesteam mai devreme, și expunere. Faptul că am fost acolo și am învățat ceva, poate să însemne că am avut încredere în mine, chiar dacă rezultatul dorit nu a fost atins. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Ne-am luat toate informațiile și o să le aplicăm. Da? Păi așa și trebuie, că de-aia vorbim, nu? De-aia specialiști. Îți mulțumesc și te aștept cu drag din nou la părinți, la fix. Mulțumim frumos. Mergem mai departe, dragilor, și vorbim despre arta disciplinării copilului. Hai să vedem că avem și aici tot felul de secrete. Disciplinarea unui copil nu înseamnă pedepsirea acestuia, ci îmbunătățirea comportamentului lui. Doar în acest mod, cei mici vor deveni adulți stabili din punct de vedere psihologic și social. Cu toate acestea, tacticile pentru disciplinarea unui copil de 2 ani nu vor funcționa și cu un copil de 10 ani. Mulți părinți pot fi tentați să recurgă la pedepse ca remediu pentru toate vârstele, dar există și alte strategii mai simple și mai eficiente pentru disciplinarea copiilor. Copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 2 ani, le place să exploreze lumea, așa că trebuie să-ți încurajezi micuțul să facă acest lucru. Nu lăsa copilul singur. Copiii mici sunt foarte sensibili la teama de abandon. Nu țipa la el. Ar putea avea sentimentul că nu este iubit. Vocabularul copiilor este încă în curs de dezvoltare și nu va înțelege interdicțiile și explicațiile lungi. Rămâi aproape de copil pentru a te asigura că nu se simte neiubit și neprotejat. Copiii la vârsta de 2 și 3 ani sunt într-un efort constant de a câștiga autonomie și autoafirmare, în timp ce învață că există limite. Acest lucru duce la frustrare și la tantrumuri, lucruri de evitat, interzicerea lucrurilor, ignorarea copilului sau lovirea copilului. Încearcă să empatizezi cu copilul astfel încât să nu arăți frustrare. Întreabă-l de ce se comportă așa. Poate că este speriat, stresat sau obosit. Explică-i situația cu calm și claritate. Copiii aflați la vârste preșcolare au învățat să recunoască realitatea și limitele, dar au nevoie totuși de ajutor pentru a înțelege regulile și pentru a dezvolta o judecată sănătoasă.
sănătoasă. Evită prelegerile și discuțiile lungi. Acestea nu vor avea niciun efect asupra comportamentului copilului și ar putea fi contraproductive. Nu amenințați copilul. Acest lucru îi va învăța pe cei mici că regulile nu au nicio însemnătate. Stabilește și aplică constant regulile. Acum cei mici le pot înțelege și le pot urma. Oferă-i copilului o direcție pentru a-i arăta comportamentul potrivit. Începând cu vârsta de 6 ani, copiii vor căpăta din ce în ce mai multă autonomie pe care ar putea dori să o afirme în fața părinților. Acum își pot alege singuri prietenii, însă tot părinții dețin controlul asupra deciziilor importante. Evită pedepse pentru comportamentul neadecvat, precum și umilirea lui în fața altor persoane. Trebuie să înțelegi comportamentul adecvat vârstei și să insiști în respectarea regulilor casei, fără excepții. Acest lucru îți va confirma autoritatea. La doar 5 ani și jumătate, invitata noastră a început cursul de ETV și public speaking. A făcut o figurație specială și a avut și o replică în filmul Enescu Jupuit de Viu, a dublat personaje în filmele Mumiile, Grandpa și Zoe și Butterfly. Și a urmat apariții TV, ba chiar a câștigat și un trofeu Născută pentru TV, iar în prezent urmează cursuri de media, actorie, pian, vioară și engleză, având o pasiune pentru exercițiile de dicție. Și o cunoaștem pe Delia Papazicu, ce a venit însoțită de mama sa, Cosmina Papa. Zicu, bine v-am găsit! Bine v-am găsit și bine noi! Bine v-am găsit! Vă mulțumim frumos pentru invitație! Cu mare drag, de-abia aștept să povestim așa, uite ce înseamnă să fii pasionat de mic și mai ales ai părinții alături de tine care să te susțină, nu, în drumul tău. Delia, vreau să-mi povestești mai multe de unde a pornit această pasiune a ta pentru dicție, pentru tot ce înseamnă televiziune, media, expunere, camere și așa mai departe. La o vârstă fragedă, mama mea și-a dat seama că am o memorie foarte bună și o dicție de asemenea. Ea m-a înscris la cursuri de televiziune, deși în mod normal cursurile încep de la vârsta de 7-8 ani. Mama mea a insistat să mă primească. Iar am dat o probă în prima ședință, citind în ritmul prompterului, iar m-am simțit grozava. Te simți ca acasă. Da. Tu de la ce vârstă știi să citești? Știu să citesc de la vârsta de 4 ani. De la 4 anișori. Da. Și cum ți-ai dat seama, uite, că ea practic are absolut toate ingredientele necesare pentru ca mai târziu, da, să fie într-un platou de televiziune, să aibă o emisiune proprie și, uite, să încânte telespectatorii prin talentul ei. Da, Delia a început să vorbească foarte bine și gramatical foarte bine de la 2 spre 3 ani, ceea ce mi-a pus un semn de întrebare. Da, și... mă, ce e cu copilul ăsta, măi? Da, exact. Și cel mai mult observasem că are o imaginație foarte bogată și urmărea foarte multe povești, după care le spunem pe de rost. După da. Imagine, ea le explica. Da, da. Și așa mi-am iar învățat poeziile în 3-4 minute și pur și simplu am descoperit acest curs și am simțit că este nevoie să o duc la o probă. Doamna, cum a spus și Delia, nu accepta copiii de la vârsta de 5 ani, da. După care a dat o probă și au fost uimite să vadă că citește atât de bine în ritmul prompterului la 5 ani. Da, uite, Horia este producătorul nostru și chiar, uite, vrei să facem o probă așa, să citești de pe prompter? Da. Vrei să-ți dăm un text, să citești de pe prompter? Da. Uite, o să-i rog pe colegii mei din regie să-i pregătească Deliei unul dintre textele noastre de astăzi din prompter. Uite, îți dăm o știre. Presiunea părinților, da? Uite, să da. Dăm mai sus așa, să trecem de text și chiar te rugăm, uite, ești aici în platoul nostru, acolo ai prompterul, da? Te rugăm, draga mea, să ne citești așa frumos, cum știi tu, această știre. Studiile recente arată că mulți părinți își împun copiilor o presiune expresivă pentru a performa în școală și în alte activități. Această presiune poate duce în anxietate și depresie la copii. Echilibrul între încurajare și presiune există. Excesivă este esențial. Părinții ar trebui să se concentreze pe efortul depus de copil și să fie atenți la semnele de stres
sau disconfort emoțional. Doamne, ești minunată, Delia, ești minunată, deci vreau să țineți cont că Delia are doar 7 ani. Deci la vârsta la care copiii sunt acolo și fac bețișoare și ce mai fac ei, mă rog, la clasa pregătitoare și învață literele A, B, C și așa mai departe, Delia citește cuvinte precum anxietate, depresie, disconfort, uite cum a citit astăzi la noi, ești fabuloasă, Delia, și vreau să mai... Deci la prima citire să ne înțelegem că a fost o probă acum, live. Aici, live, da? Da, ce? Da. Măi, dar tu ai emoții? Nu, am mai trecut prin multe proiecte. Așa, da, de cum, deci o ador. Așa, am mai trecut prin multe proiecte, da? Da. Și te-ai călit. Da. Te-ai călit, așa. Am obișnuit. S-a obișnuit. Care a fost primul tău proiect? Primul meu proiect a fost un casting pentru o emisiune numită Copiii Spun cu Virgil Ianțu. Atunci ai luat primul tău contact cu, cu da, televiziunea, da? Da? Da. Și cum ți s-a părut? Erai ca acasă, nu? Da. Castingul a durat 2 minute, după care a ieșit și eu am spus, ce s-a întâmplat? Ai dărâmat ceva pe acolo? Am crezut că s-a întâmplat un incident. Și zice, nu. Și apoi, ușor, ușor a performat. Doamna producători i-a oferit și șansa de a avea prima rubrică de reguli de bun simț. Și apoi o emisiune, Previziuni Astrale cu Delia, cel mai... simpatic horoscop sau... Vai, ce drăguț! Da. Cel mai optimist horoscop. A, dar avem nevoie, da, de lucruri negative, da. Vrem să ne simțim bine, nu? Da. Așa? Da. Și în prezent are foarte multe proiecte, îi place ceea ce face, da. Pentru că altfel... Păi a fost născută pentru asta, este clar, născută, nu? A și primit trofeul. Asta da, zic. Și Doamne ajută să fie totul așa cum își dorește ea. Cu siguranță și uite, vreau să mai zic așa, deci tu dublezi, da? Chiar da. Ești acolo în tot ceea ce înseamnă universul ăsta frumos, da. al desenelor, al poveștilor, ai crescut. Da. Cu povești, da? Da, da? Cum e experiența asta? Să fii acolo la microfon, într-un studio de înregistrări și să dai viață personajului cu vocea ta? În primul rând, trebuie să te transpui în pielea personajului, să te întrebi cum ar fi dacă tu vei avea parte de acea aventură și să te gândești la personaj, să știi calitățile și defectele. Să te gândești că ești tu acel personaj. Uite, ne dai și o lecție de actorie, da. Delia, nu? Este pasionată și de actorie în aceeași vrei să vrei să studiezi actoria mai târziu? Te-ai gândit la asta sau tu vrei să faci televiziune? După cum ați spus și dumneavoastră, am jucat deja într-un film. Așa. Da, și deocamdată nu m-am gândit. Nu m-am decis între actorie și televiziune, așa că voi încerca să le combin. Explorezi, da. Nu? Despre da. Asta este vorba da. și experimentezi. Dar, mami, cum e cu camerele TV? Ia zi. Pare că mă descurc și eu foarte bine, nu? Te descurci foarte, foarte deocamdată. Bine. Deocamdată, lasă. Chiar îmi spunea mai devreme. Mai faci training, da? Training. Nu-ți face griji, dacă este ceva, sunt eu lângă tine. O, dragă de ea. Cum o susții? Cum o susții? Ce înseamnă să fii părinte și să ai un astfel de copil? În mod normal aș fi răspuns greu, dar nu este deloc greu. Este foarte frumos și este o experiență unică și sunt martorul direct al îndeplinirii visului ei. Uh-huh. Cred că asta este cel mai frumos. Și sunt alături de ea, suntem și eu și soțul și toată familia, suntem alături de ea pentru că este un alt fel de talent, în primul rând. Și cred că vine o generație de copii cu altfel de talente. Vine o generație de copii așa. Așa, da. Ceea ce și cred că trebuie minunat. Să fim pregătiți noi, ca părinți, să facem față tuturor proiectelor pe care le are. Așa este. Care au fost așa primele semne, mă refer la ea, când ai văzut că este foarte receptivă și că reține foarte multe lucruri și că învață cu ușurință? De la ce vârstă au apărut primele semne? De la 2-3 ani. De la 2-3 ani. Dar cel mai mult a avut... un avans, ca să spun așa, de la 6 la 7 ani, da, care a început să studieze dicția la un nivel mai profesionist. Da.
cu niște profesori profesioniști și a avut o evoluție într-un an de zile de nedescris. Mă uitam pe videoclipurile vechi în care ea studiază foarte mult, adică și citește poezii, dicția, da. Și o performează pe Eminescu. Pe Eminescu. Da. Da. Îți place Eminescu? Care e poezia ta preferată din Eminescu? Poezia mea preferată din Mihai Eminescu, scrisă de Mihai Eminescu, da. Este Luceafărul. Luceafărul. Da. Da. Era și de așteptat. Da, și de așteptat. Pe lângă asta multe povești. Am învățat să respire, adicție, să muște cuvintele. Toate astea este... Să încheie frazele cum fraze, trebuie, să pună intonația. Punct. Da? E o chestie pe care copiii din ziua de astăzi nu... Lasă în aer, nu așa se spune. Da, lasă în aer propoziția. Da, da, și, da. Și mi-aduc aminte de ce îmi povestea un profesor de dicție. Da. Un momentul în care citești un text și când vrei să tragi concluzia, să zicem, s-a terminat propoziția, fraza, e ca și cum pui punct și te ridici de la masă. De la masă. Adică nu îl lași așa în aer. Da. E unul dintre secrete. Da, cât lucrezi? Cât lucrezi acasă? Cât repeți acasă? De aia e că un copil nu trebuie să se pună presiune pe un copil să lucreze mult. Maxim 40-50 de minute. Dar asta faci pentru că vrei tu, pentru da. Că îți place ție, da. Nu pentru că pune cineva presiune pe tine. Da. Dar la școală cum e? Că ești în clasa întâi, tu deja știi să citești. Învățătoarele ce zic? Ce mai fac învățătoarele? Când te strig acolo la catalog, Delia Papazicu știe să citească. Ok, next. Așa e? Nu e așa, nu? Nu e numai despre citit, nu? În primul rând, nu se spune așa. Catalogul. A, nu mai, eu sunt pe stil vechi, să știi. Da. Am pe stil vechi. Am spus că trebuie să fim pregătiți. Da, trebuie. Așa, dar cum e acum în clasa întâi? Este minunat pentru că se învață prin jocuri distractive și interactive. Așa. Avem și o doamnă învățătoare excepțională. Se întâmplă asemenea lucruri, mulțumim, adică nu mai... Mulțumiri, doamnă. Ce drăguț, deci nu mai vine învățătoarea și spune astăzi învățăm litera... Temele nu se fac cu mami niciodată. Nu. Nici cu mami, nici cu tati, singuri, da. Acasă. Da. Da, și nu avem teme. Dar mâncați DJ-ilor. Da, doamna este și foarte fain. Da. Minunat. Uite, înainte de încheiere vreau să te rog să-mi spui exercițiul tău de dicție preferat. Propoziția ta cea mai călcită. Cu ș, cu s, cu ș, cu ce îți place? Cu ș. Cu ș. Hai să vedem. Cosașul Sașa când cosește, cât șase sași sasul cosește. Și în sus și în jos de casa sa, cosește sașul și în șosea. Și șase case Sasa știe, ce șansă. Sașa spuse sieși. Bravo. E unul scurt așa. Ești delicioasă. Ești delicioasă, Delia. Ești absolut minunată. Sunt sigură, sigură, sigură că o să ai un viitor extraordinar în Doamne față ajută. Cu foarte, foarte multe oportunități și că o să strălucești așa cum faci, o faci deja. Cosmina, ești grăzavă. Mulțumesc, și felicitări pentru tot ceea ce faci pentru Delia. Da, bun, e minunat. E bine că am acordul tău. Vă mai aștept cu drag aici. Uite, cu drag, să mai povestim oricând, despre oricând, proiecte, despre oricând, reușite. Oriunde. Da? Oriunde, așa, da? Oriunde. Call me, sunt Call aici. Me. Da. Îmbrățișări. Vă mulțumesc tare mult. Super. Felicitări, felicitări. Dragilor, vă mulțumesc că stați alături de noi. Suntem și mâine aici de la ora 11 la Părinți la Fix. Vă aștept cu mare, mare drag și așa cum vă spun eu de fiecare dată, nu uitați, fiecare clipă petrecută alături de copilul vostru contează pe mâine.